Bună dimineața, astăzi este luni. Bună dimineața. Astăzi o să fie o zi foarte frumoasă. Nu mergem la birou, nu mergem la job. Astăzi plecăm prin România. Și cum mergeam noi așa spre locul ăla pe care... Îl vom vedea în 20 de minute. Da. Că când vom ajunge pe lună, am dat de podul ăsta foarte fain. Și cum știți că nouă ne plac podurile, adică unde găsim un pod, oprim, ne urcăm pe el, facem poze, mergem, artisticăraie de asta. Nici nu știu ce localitate e aici, doar că știu că suntem lângă o biserică, lângă un teren de fotbal, dar în curând o să ajungem pe lună. Am ajuns? În sfârșit am ajuns. Am parcat. Bine de știut că atunci când veniți aici, să știți că există o parcare care costă 5 lei pe zi. Cum se pare să pășești pe lună? M-ai dus pe lună. Iacă-te. Iacă-te. Aici e luna. Te-am adus luna la picioare. Vezi, ai mare grijă să nu alunești pe aici. Noi ne-am încălțat cam de oraș. Așteptam să fie chiar așa de frumos. Adică, unde am mai fost? Mi-aduce așa un pic aminte de Capadocia, mi-aduce un pic aminte de Grand Canyon din Nevada, doar că mult mai noroios. Bdunț! Mi se pare că e un loc de care românii ar trebui să se bucure și ar trebui, sincer, ar trebui să profite. Ar trebui promovat mult mai mult, în primul rând. Ar trebui să profite românii mult mai mult. Și să, bineînțeles, trebuie și amenajat un pic. Adică intrarea de om este 4 lei, pentru copii 1 leu, iar pentru studenți 2 lei. Pentru că este rezervație naturală. Da, bine, mi se pare ok prețurile, nu sunt foarte mari și trebuie. Eu, sincer, eu aș mai crește un pic prețul. Pentru că este o chestie unică, nu mai există în Europa treaba asta. Acolo, unde aici, unde este toată lumea, acolo de fapt sunt vulcanii noroioși pe care o să-i filmăm și noi, adică o să ajungem și noi acolo. Sunt mai multe oaze, nu știu. Și n-am păcărit pentru că am văzut movila asta. Și am venit aici crezând că e... Că ceilalți sunt fraieri și noi am venit... Da, asta am crezut că... Nimeni. Știi cum ca românul ăla să... Să cut the... Cum cut the line. Cut the line. Da, se pare că am tăiat tot degeaba. Vulcanii noroși sunt la 20 de minute de mers cu mașina de la intrarea în Buzău. Sunt foarte aproape și... Nu, cam în total faci 2 ore din București până la Vulcanii Noroioși. Da, zi, voi este în prăștii pe acolo? Până taie. Păi te-am tras de geaca. Atunci, na, trebuia să te lasă caz. Nu te lasă, dar sunt nevcoși nemernici ăștia. Uite și tu, Mihaela, acum 2 minute, era să împrăște într-un vulcan pe acolo, printr-un noroi. Și am prins-o de geacă. Am prins-o de geacă și acum, uite ce i-am făcut. M-a bătut. Am prins-o de geacă și geaca a eritat-o. Nu, și ai tras așa sus. Păi normal, doar nu vrei să te împrăștii. Ca de un fel de cacu cartofi. Nu vrei să te împrăștii pe acolo, nu? Nu. Păi, zi mersi. Îți mulțumesc că m-ai salvat. Despre asta este vorba. Umilința de a fi plină de noroi peste tot. Dar puteai să mă salvezi și tu mai cu blândețe. Da. Că asta, exact, de asta aveai nevoie acolo. Uite, știu, noroc de stabilizatorul ăsta că mă ține în aer. Da, Mihaela iarăși a dezertat. A zis că ea la celălalt, la vulcanul mai mare, ea nu mai vine. Așa că îmi vine mie datoria să explorăm vulcanii noroioși. Practic, el tot uscat este, doar că... Ploaia de ieri l-a udat așa un pic la suprafață. Mă uit o chestie foarte interesantă despre vulcanii noroiești. Bulele mari de la pâclele mici. La ce mă mai distrez? N-am avut parte de o zi cu soare, o zi frumoasă. Dacă era vreme bună, cred că erau mai mulți oameni, dar și cu oameni și fără oameni, vulcanii noroiești sunt un must. Trebuie să veniți să vedeți.
Mă rog să rectific gluma aia de mai devreme. Suntem la păclele mari, nu mici, și vedem bulele mici, nu mari. Așa, câteva concluzii la cald, de la propriu, că e foarte cald în mașină. Ți-a plăcut la Vulcanii Noroioși? Mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că este un obiectiv turistic din România extrem de important. Mă bucur tare mult că m-ai prins și nu m-ai lăsat să cad. Noi intrăm acum în detalii geografice, geologice, mă rog. Despre formarea lor și cum funcționează. Exact, trebuie să veniți, căutați pe net, găsiți foarte multe informații. Dar ce vreau să menționez este că Vulcanii Noroioși sunt unici în Europa, poate chiar în lume. Acum așteptăm să vină micul dejun, suntem flămânzi. Am căutat un restaurant, ne uitam din poartă în poartă, poate are cineva ceva de vânzare, să mâncăm un cașcaval roșie, ceva nimic. Și am găsit Moara Veche, undeva la 10-15 km de Vulcanii Noroioși. Cum ți se pare drumul spre Lopătari? Mi se pare un drum județean. Uitați, tocmai am trecut peste niște gropi. Familii de gropi, cum le mai spun eu. Foaie verde de piper, să trăiască neașul fel. Uite, Valea Părului. Încă un pod peste care trecem. O să adunăm la finalul unui an întreg peste câte poduri am trecut. Da, o să fac un edit, bridge edit. Am ajuns în comuna Lopătari, la Muntele de Sare. L-avem în spatele nostru. Noi ne-am propus să venim aici, în comuna Lopătari, după ce am fost la Vulcanii Noroioși, deoarece aici aveam și Muntele de Sare și focurile vii. Numai că drumul nu e atât de prietenos cu mașina și astfel că la vreo jumătate de oră de destinația finală am cam abandonat traseul și ne-am întors și o să mergem spre Siriu. Și până unde am ajuns noi cu mașina a fost foarte greu de ajuns, adică de preferat dacă aveți 4x4 aventurativă, altfel no way. Ne-am cazat și acum am venit la restaurant să mâncăm. La fel ca la prânz. Tot cârnăți de pescuia. Bineînțeles. Mușdeiu pentru peștiu. Mușdeiu este autentic românesc. Este de la adevărat. Poftă bună. Ce spunem, bună dimineața? Bună dimineața. De aici, de la Buzău. Și poftă bună. Dacă veți fi vreodată în drum spre lacul Siriu sau spre zona asta a Siriului și ajungeți prin Nehoiu, dar nu mai știu exact cum se cheamă localitatea asta, puteți să vă opriți aici la popasul turistic Orizont să mâncați un mic dejun foarte bun. Dar nu beți cafea la ei. Dar cafeaua e... Dar mâncarea... Am ajuns la barajul Siriului. Este unul dintre locurile pentru care ne-am dorit foarte mult să ajungem în zona Buzăului. Am văzut niște poze spectaculoase înainte să venim aici și realitatea nu diferă. Cascada Pruncea. Din păcate trebuie să mergem puțin pe jos. Din păcate pentru mine, pentru că Vali este foarte fericit. N-am văzut niciodată un semn pe care să scrie cascada. Asta e prima cascadă pe care o văd live. Foarte multă lume aici. Da, este un loc foarte mic și foarte multă lume. Dar pentru o zi de vară este extraordinar de răcoros aici. Da, cred că poți să vii cu niște merinde, să faci un soi de mini picnic aici în zonă. Să știți că această cascadă, Pruncea, este foarte aproape de București și este una dintre cele mai frumoase din România. Noi vă recomandăm. Nu prea poți să faci dive-uri aici, deși ar fi super fain să te urci acolo sus și să te arunci în apă. Are, cred că, sub jumătate de metru. Cum ar spune un personaj viral de la noi, cascada este super, super. Papa cascada. Vezi câte locuri frumoase sunt în România? Am
ajuns în Buzău, ne este foame și am căutat rapid pe net un loc în care să mergem să mâncăm. Și Mihail a găsit Curtea Veche. Curtea Veche. Hai să vedem ce-i poate cap. Ciorbă de legume cu multă smântână. Suvlaki de pui cu cartofi prăjiți. Mulțumesc. Acum am plecat de la Curtea Veche. Ce poți să spui despre mâncare? A venit foarte greu. Să nu uităm că astăzi este și sărbătoare. Da, era terasa plină, cei drept. Când ne-am ridicat imediat, s-au lipit... A sărit un om cu o bere pe masă. S-au lipit alte două persoane de masa respectivă. Voi ați fost până acum la Vulcanii Noroioși sau la Cascada Prungea? Lăsați-ne în comentarii impresii despre episodul de astăzi. Împreună încercăm să descoperim cât mai multe din perele României. Vor urma și alte episoade pe această temă. Dacă nu sunteți abonați, căutați butonul de subscribe și apăsați-l. Dacă v-a plăcut, apăsați pe like. Ne puteți găsi pe Instagram pe travel_n2, traveling2 și pe travel-n2.com. Ciao, ne vedem episodul următor.